Bun găsit! Maia Sandu susține că președinția moldovenească nu e o speluncă care geme de intrigi și răzbunări, ci o biserică cu hramul integrării europene. Ca dovadă, zilele trecute, președintele Consiliului European, Charles Michel, a rostit în acest locaș suspect aluzii la o lumânare aprinsă și la câteva monede aruncate în lădița pentru donații. E vorba, firește, de miliardul împrumutat, fără de care, zice el, ne-am fi pierdut în această iarnă grea. Și de o ofensă în adresa protestelor săracilor, manipulate, precum zice acest Michel, de Moscova. Mesajul lui semi-ascuns sugerează că Bruxelles-ul ne va credita în continuare dacă îi vom împărtăși ideile față de războiul din Ucraina, adică dacă nu-i vom ieși niciodată din cuvânt. Tocmai ar fi cazul să ne întrebăm cum rămâne cu dreptul nostru suveran de a iubi și a urâ pe cine vrem noi, nu pe cine cred francezii ori nemții. O asemenea întrebare și-au pus la un moment dat și englezii, care, spre deosebire de noi, erau nu în afara, ci înăuntru Uniunii Europene. Brexitul, ori ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a decurs sub lozinca Take Back Control, adică vrem înapoi controlul asupra țării, asupra legilor, banilor și hotarelor statului. Înainte de a păși pragul unei crâșme luxoase, un țăran, fie el englez, fie basarabian, studiază câteva căi de ieșire, ca să nu-și dea pielea la dubală. Tot pățitul-i priceput. Exemplul Marii Britanii e instructiv și cu adevărat unic, fiind singura țară care știe foarte bine drumul dus-întors al eurointegrării. Deși e o diferență majoră în cazul nostru. Englezii au intrat în Uniunea Europeană din interes comercial, moldovenii în căutarea stăpânului pierdut. Aud ofurile și înjurăturile eurooptimiștilor. Cine ne va da bani pentru modernizarea și democratizarea Moldovei? Bine, hai să ne facem că nu știm nimic de datoria de 9 miliarde de dolari cheltuită în ultimul pătrar de veac pentru reforme eșuate. Dumneavoastră, nu credeți cumva că lupta cu răul trebuie dusă pe cont propriu? Nu e o rușine ca hoția și corupția dintr-o familie să fie treaba vecinilor și nu e urât să ceri bani ca să fii onest cu propriul frate? Ori noi nu am respectat femeia până a da mâna cu europenii și trebuie să dezlănțuim acum un adevărat război pentru a o apăra de propria violență, a bărbaților. Eu cred că astfel judecă majoritatea dintre noi, pentru că majoritatea nu e stricată de granturile europene. Cineva își mai aduce aminte că în prima sa vizită la Chișinău, acum 2 ani, Charles Michel nu a dorit să vadă în ochi niciun oficial, în afară de Maia Sandu, pe motiv că e singura pe care o adoră, în care are încredere. Nu v-ați gândit niciodată că Uniunea Europeană este un club, ori cuib, de elită, unde bogații lumii își rezolvă problemele prin delegații lor, numiți și ai poporului, care când e vorba de problemele celor mulți, ne propun să ascultăm oda bucuriei. Poate nu am dreptate, dar relațiile noastre cu Uniunea Europeană rămân un secret, pentru că ele sunt descrise într-un acord de asociere de 1000 de pagini pe care îl cunosc 2-3 oameni din Moldova. Problema cu Brexitul e simplă. Ceea ce este acceptabil pentru elită și pentru corporațiile bogate nu este neapărat bine și pentru oamenii simpli. Din cauza politicii economice pan-europene, prețul la produsele de primă necesitate din Marea Britanie a crescut semnificativ, mai ales în cazul alimentelor. În ciuda prețului înalt la alimente, situația din agricultură s-a înrăutățit. Bugetul de stat a pierdut o parte din impozitele care mergeau în Europa, iar cu cât mai puțin bani ai în buget, cu atât e mai mică capacitatea de plată a pensiilor și a indemnizațiilor. Emigranții le-au furat autohtonilor locurile de muncă. Englezii s-au simțit brusc ignorați și însingurați. Ei nu mai erau consultați de autoritățile locale, își pierdeau identitatea națională și suveranitatea. Europa a devenit pentru insulari întruchiparea nenorocirii,
tot ce a fost și este mai rău. Și asta rețineți, nu din cauza războiului. Referendumul de adio a avut loc 7 ani în urmă. Maia Sandu și-a propus să schimbe cursul istoric al Moldovei. Dar pentru a atinge acest scop trebuie să fii revoluționar pur sânge, aspru și un pic dement. Nebun, dar nu prost și bădăran. Maia Sandu și PAS au folosit în lupta contra oligarhiei lozinca "Vrem țara înapoi", acest slogan fiind furat de la britanicii care își vroiau țara înapoi din Uniunea Europeană. Nu poți schimba Moldova plagiind neinspirat străinii și folosind resursa națională tradițională, lăcomia de putere a lui Plahotniuc și viclenia lui Lucinski. Charles Michel a accentuat că Uniunea Europeană a cheltuit cu noi tocmai 1 miliard de euro ca să ieșim vii din criză. Cineva are idee cum s-au cheltuit exact acești bani? Cineva știe cât ne costă eurointegrarea și cine va supraveghea cheltuielile pe care până la urmă le vom achita tot noi, cetățenii de rând? Banii și evidența, iată ce e important până la urmă. Noi deținem un asemenea control? În fine, Brexitul n-are darul să schimbe decizia Maiei Sandu privind eurointegrarea. Dar este un cod galben pentru moldoveni, o pauză de gândire în atitudinea față de aderarea la Uniunea Europeană. O realitate care, fiți de acord, trebuie oricum luată în considerare, că n-or fi englezii mai proști ca moldovenii. Pe curând!